La Ploiești a avut loc o premieră europeană în sportul de anduranță. Locul cailor pur sânge a fost luat de alergători. Pe hipodromul Ploiești s-a desfășurat campionatul național de duatlon standard și sprint. Sportivii s-au întrecut în probe de alergare pe pista de galop, dar și în pedalare pe drumul din fața clădirii hipodromului. În total, competitorii au alergat și au pedalat peste 60 de kilometri. Pista de galop te-a ajutat să câștigi concursul? Să știți că chiar m-a ajutat, pentru că este alergător montan și suprafața asta, aceasta chiar a fost pe placul meu. Ai putea alerga Brașov, Sibiu? Cred că aș putea alerga, dar nu-mi doresc, nu în planurile mele. Hipodrom, golf, în ce alte locuri inedite ai mai alergat? Alergam pe pești și pistă. Da, asta e. Pădure, orice în America fac cross-uri de al vale. Nea Alionte a fost cel mai îndrăgit competitor, pentru că la cei 71 de ani ai săi a dus probele până la capăt. Eu aș vrea până pe la 82 de ani, pentru că anul trecut la competiția europeană era un competitor de 82 de ani, un italian. Și zic, bă, adică noi românii poate n-am putea și atunci cât voi putea, cât voi fi sănătoți, bineînțeles. Oficialii Federației Române de Triatlon spun că duatlonul a avut o premieră europeană și chiar dacă este un sport extrem de greu, adună oameni din toată lumea. În premieră europeană, cel puțin, un campionat național de duatlon să se desfășoare pe un hipodrom. Dar infrastructura s-a dovedit a fi una foarte bună pentru sportul nostru. Este un sport de anduranță. Greu pentru toată lumea, bănuiesc, dar și foarte motivant și cu satisfacții foarte mari. Foarte mari sunt speranțele triatloniștilor pentru campionatul mondial, mai ales că acesta se va desfășura în România la Târgu Mureș.